Deși nu s-a încheiat sezonul competițional și nu s-a făcut o analiză clară a motivelor pentru care gruparea de la poalele meseșului nu încheie sezonul în obiectiv, fără a se consulta cu membrii adunării generale a asociațiilor, președintele Ioan Morar a ieșit în presă cu o declarație care a tulburat apele atât în rândul jucătorilor cât și în cel al reprezentanților AGA, în speță Stelian Potroviță, secretarul primăriei Zalău, respectiv Daniela Coța și Nicolae Fazacaș, cei doi viceprimari ai municipiului Zalău. Potrivit afirmațiilor celor trei membri AGA, niciunul nu a purtat niciun fel de discuție cu Ioan Morar, președintele echipei FC Zalău, legată de viitorul echipei și al antrenorului Marius Pașca, înainte ca președintele clubului să afirme într-o publicație locală faptul că Marius Pașca nu va rămâne la echipă. Nu am avut niciun fel de discuție cu Ioan Morar înainte de apariția respectivului articol în presă. Doar după ce am citit în ziar am avut o discuție. Mai sunt două etape și doar după finalul campionatului vom ști exact ce se va întâmpla la nivelul băncii tehnice. Nu știu dacă Marius Pașca va mai fi sau nu în sezonul viitor la echipă, pentru că nu s-a luat încă nicio decizie în acest sens de către adunarea generală a asociațiilor. Când vom hotărâ ceva concret, îi vom anunța pe toți reprezentanții presei, nu numai o anumită categorie din rândul reprezentanților mass media. Nu cred că este normal ca președintele de club să facă astfel de declarații fără ca în prealabil să se ia o decizie de către adunarea generală a asociațiilor. Prin astfel de afirmații a scăzut credibilitatea antrenorului și cu atât mai mult, astfel de declarații nu cred că sunt potrivite înainte de disputarea ultimelor două jocuri de campionat. Atitudinea președintelui Ioan Morar m-a deranjat foarte mult pentru că nu este normal să aflăm astfel de decizii din presă și să nu fim consultați. Este adevărat că actualul antrenor este la final de contract, dar decizia aparține adunării AGA, nu a președintelui. Ca atare, în această dimineață am înaintat Consiliului Local o solicitare prin care am informat că doresc să fiu înlocuită de către o altă persoană din funcția de membru AGA la FC Zalău. Aflat la final de contract, Marius Pașca nu face o tragedie din faptul că nu-i va fi prelungit contractul la echipă, dar s-a declarat la rândul său nemulțumit de modul în care a primit vestea. Am aflat din presă, e adevărat. Ce să spun, asta e această decizie pe care a luat-o domnul Moraru, nu vreau să o comentez, e decizia dânsului, nu pot să o comentez. Mi-aș fi dorit ca ultimele etape să avem nevoie de liniște la echipă. E adevărat că la începerea campionatului am avut trasate două obiective clare, dintre care unul mi se pare major, cea de întinerirea echipei și clasarea în primele cinci echipe. Chiar dacă am avut unele, hai să spun, în parcurs oscilant, și am avut unele perioade destul de dificile, cum e și perioada care trecem acum, consider că declarațiile domnului președinte vis-a-vis de la jucători, la jocul echipei, cu siguranță că n-a dus la, știu, îmbărbătarea a echipei. Aveam nevoie de să fie lângă echipă, un președinte trebuie să fie o locomotivă, cel care trage clubul după el, dar până declarațiile pe care le-a dat domnul Moraru, cu siguranță că n-a făcut bine echipei. Mai ales că știrea care a apărut ieri, alaltieri, a bulversat puțin echipa. Continuă pe aceeași linie și voi face o conferință de presă la finalul campionatului, în care o să spun și eu doleanțele și problemele care au fost la echipă, fiindcă cu siguranță că au fost, dar nu mi se pare profesionist din partea dânsului, când mai sunt două etape și două meciuri grele, jucăm acasă cu Oșuraiu, locul panta locului 3 și mergem în deplasare la Hunedoara locul 2. Consider că aveam nevoie de... Nu mă deranjează faptul că nu se va continua cu Marius Pașca. Încă o dată, să fie foarte clară problema. În viața fiecărui antrenor există și asemenea momente în care trebuie să trecem cu demnitate, să ridicăm capul sus și să mergem mai departe. Mă deranjează poziția dânsului, da? E adevărat că, probabil că și din... Hai să spun, n-am avut o relație care am avut-o în ultimii ani cu domnul Moraru. N-am și probabil nici eu să gestionez, dar s-au adunat prea multe lucruri pe care domnul Moraru le consideră minore, dar o să aflați la momentul oportun despre ce este vorba. Sigur că am avut o discuție mai aprinsă cu domnul Moraru, în care am adus și o serie de acuzații. Au rămas la nivel de conducere, de mine, antrenor președinte. Nici de cum n-am dorit să vin în presă, să încep să mă plâng de anumite lucruri. Mi se pare normal și firesc că în viața fiecărei echipe mai sunt și anumite probleme pe care împreună trebuie să le trecem, indiferent de ordin financiar sau ca rezultat. Face parte în viața fiecărei echipe, dar trebuie să avem capacitatea să ne mobilizăm și să scoatem la asta. Faptul că echipa e pe locul 6 și teoretic nu mai putem, teoretic, sigur că sper să nu pierdem locul 6, că suntem la un punct de obiectiv, dar cel mai important lucru care mi l-am propus și l-am realizat împreună cu Cristi Oros, cu Secundu și cu echipa, e să întinerim echipa. Dacă ați văzut și ultimele 3-4 etape, am rulat cel puțin 5-6-7 jucători sub 21 de ani, pe lângă nucleul de bază, până 3-4 jucători cu experiență, Cosma, Sabău,
Bode, Maior, am încercat să integrăm 5, 6, 7 copii sub 21 de ani. Asta e cel mai important lucru. Faptul că domnul președinte nu dorește să continue cu mine, e decizia dânsului. Regret nespus de mult faptul că mi-a dat o veste tristă, fiindcă am avut o relație și o relație foarte bună cu Consiliul de Administrație, cu domnul Potrăviță, cu doamna Dana, cu domnul viceprimar. Regret nespus, a dat dovadă de profesionalism doamna Alcoța în toate ședințele care le-am avut, a fost alături de domnul Potrăviță și de domnul viceprimar, alături de echipă și a înțeles doleanțele mele vis-a-vis de echipă și efectiv întotdeauna a fost pentru noi, pentru echipă, un sprijin real. Regret enorm de spus faptul că doamna Coț a plecat cum a plecat. Motivele care a dus la demisia dânsei, mă rog, nu vreau să le comentez, nu-mi permis să le comentez. Dar sper că meciul de mâine, ținând de ultimul meci acasă care îl disputăm, îmi doresc ca echipa să treacă peste, fiindcă vrem, nu vrem, e un șoc. Vestea că doamna Coț nu va mai fi, cu siguranță nu o să le cadă bine băieților. Am avut o ședință, o discuție cu ei vis-a-vis de ce se va întâmpla. Nu e niciun capăt de drum. Mi se pare normal și feresc, nu se mai vrea continuarea cu mine, nu e nicio problemă. Soarta antrenorului echipei Fotbal Club Zalău, dar și ceea ce se va întâmpla pe viitor la gruparea de la Poalele Meseșului, echipă pe care primăria și Consiliul Local Zalău încearcă să o mențină pe linia de plutire pentru ca județul Sălaj să nu rămână fără o reprezentantă în ligile superioare de fotbal, se va decide abia după încheierea actualului sezon. Au dat asigură Stelian Potrăviță și Faza Caș Nicolae.